Bună seara, sunt Cătălin Condroț și vă prezint știrile Mediafax. A fost publicat textul moțiunii de cenzură la adresa guvernului Dăncilă. Acesta face referire la eșecul organizării alegerilor, situația din Valea Uzului, dar și la încercările repetate de emiterea ordonanțelor de urgență pe justiție. Ploile nu părăsesc țara, însă vine și căldura. Meteorologii au emis o informare de temperaturi ridicate și instabilitate atmosferică, valabilă până vineri noaptea. Caniculă va fi și în București, unde temperaturile vor atinge 34 de grade. Prețurile au crescut în luna mai cu 4,1%. Cea mai spectaculoasă creștere a avut-o prețul cartofilor, legume care s-au scumpit cu peste 50%. De anul viitor, Bucureștiul va avea din nou două aeroporturi deschise traficului de linie. Aeroportul Băneasa va fi redeschis la începutul anului, iar în perioada următoare vor începe lucrările de extindere a celui din Otopeni. Selfie-urile făcute la Cernobâl devin o nouă modă pentru influencerii din mediul online. Fenomenul l-a făcut pe Craig Mazin, scenaristul serialului Cernobâl, să ceară să fie respectată memoria celor care și-au pierdut viața în dezastrul nuclear. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.